Uai! Salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă partidă de pescuit la spinning la somn. După o partidă de pescuit la staționar, după cum ați văzut săptămâna trecută, la caraz, la plătică, de-abia am așteptat asta să vin să fac o partidă la spinning. Și de aceea am ales și o zonă mai nouă. Sunt la câțiva kilometri de zona unde pescuiesc eu de obicei. Am găsit un loc frumos aici, unde pot să cobor și barca. Haideți să vi-l prezint și vouă. Se vede că au mai pescuit aici băieții. Apa arată foarte bine, locul arată foarte bine, cu copaci, cum îmi place mie. Așa că aduc mașina, descar barca, pregătim sculele și începem pescuitul. Vizionare plăcută! Și începem această partidă de pescuit. Începem cu năluca Fox. Bate puțin vântul. Ne lăsăm duș așa puțin de vânt, să batem malurile. Vedem dacă somnul stă aici la umbră și dacă are poftă de mâncare. Am zis să vin să testez o zonă nouă. Up! Cred că și am avut atac deja. Da, ce locuri frumoase aici la umbră. Sunt locuri unde somnul s-ar putea să se ascundă, fiind foarte cald afară. Stă sub copaci la răcoare. Haideți să schimbăm puțin năluca. Ne-am aici sub copaci așa, dacă stă somnul la umbră.
Și da, avem prima captură. Ataca chiar aici pe când să scot artificialul. O captură mică, dar prăpădită. Pește. S-o dat la artificialul ăsta mare. Avem și prima captură. Asta nu-i mai facem poze, le liberăm direct. Un pește frumușel. Și s-a dus. Vom continua pescuitul. Să vedem dacă vom reuși să mai prindem ceva. Peștele ăsta mi-a dat un pic de încredere. Cum ați văzut, pescuiesc de vreo 4-5 ore. Pot ieși mai bine. Doar un singur atac. Încet, încet să lasă seara și somnul ar trebui să atace puțin mai la suprafață. Ok, vom pune răpala jointed. Să vedem dacă vrea să-l poftească. Uai! Și avem și a doua captură frumoasă. După cum ați venit, a venit de la 2 metri și ataca năluca. Un pește frumos este și ăsta. Foarte frumos și foarte spectaculos. Ne îndepărtăm puțin de mal. Thank you.
s-a agățat. Nu se poate așa ceva. Din păcate s-a agățat. Ce păcat, mă, ce păcat. Uitați pe unde s-a băgat. Din păcate l-am pierdut. Bine că am recuperat artificialul. Continuăm partida. Poate vom reuși până la urmă să prindem ceva mai mare. Am ajuns și la finalul acestei partide de pescuit. O partidă foarte frumoasă, după cum ați văzut, pe o zonă nouă. Am avut doar o singură captură, bineînțeles a fost eliberată, micuță. Și din păcate am avut un atac foarte frumos, un pește foarte mare, după cum s-a văzut. Din păcate s-a dus la fund, s-a băgat sub un copac, s-a agățat acolo. Și din păcate a scăpat. Dar vedeți cum este la pescuitul la spinning. Mai se și scapă, mai se și pierde. Nu poți să scoți toți peștii totdeauna. Cu siguranță o să mă mai întorc aici pe zona aceasta. Poate voi reuși să prind ceva mai mult. Dar pe ziua de astăzi rămânem doar cu o singură captură. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like, un comentariu și nu în ultimul rând să apăsați și clopoțelul pentru a avea și notificări când voi mai posta următoarele clipuri. Până data viitoare, mergeți la pescuit și bucurați-vă de natură. Vă salut!